spune-mi ce s-a întâmplat la joc. S-a întâmplat așa pentru că așa a trebuit să fie. Sinceră să fiu, chiar sunt mulțumită de acest proces. Ce ai refuzat ofertele băncii? Am deja un credit de 40.000 de euro, am să rămân cu o bancă, nu cu mai multe, chiar dacă veneau către mine bani. Și nu mă întreb ce o să fac cu banul. Așa. Ce faci cu un ban? Bun, o să-l iau și o să dau așa cu banul. Când o să trebuiască să fac câte o alegere, dau cu banul, dau. O să fie bănuțul meu norocos. Dar cum ai descris toată experiența? Magică. Am câștigat niște prieteni minunați. Am câștigat niște lecții de viață absolut minunate. Și am mai primit de la fiecare participant câte un răspuns la întrebările pe care eu mi le pun zilnic.